Rusia a lansat luni o atenționare implicită a Israelului și a Statelor Unite ale Americii în timp ce a condamnat recentul atac cu drone asupra unei fabrici iraniene de armament. Nimeni nu și-a revendicat atacul, deși anumite articole de presă americane l-au atribuit Israelului. Într-o declarație emisă de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova, și publicată de agenția de știri TASS, controlată de stat, se spunea: "Condamnăm ferm orice eforturi instigatoare care au potențialul de a provoca o escaladare necontrolată a tensiunilor într-o regiune care este departe de a fi pașnică. Astfel de acțiuni destructive ar putea avea consecințe imprevizibile pentru pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu." Relațiile dintre Israel și Rusia sunt deja încordate din cauza războiului din Ucraina, deși există o coordonare de securitate pentru a evita să tragă unul asupra altuia în Siria, unde armata rusă are staționate elemente militare, iar Israelul a efectuat mai multe raiduri aeriene pentru a opri înarmarea organizației teroriste Hezbollah de către Iran. Presa din Israel a dezvăluit recent un subiect discutat săptămâna trecută de către premierul Benjamin Netanyahu cu regele Abdullah în timpul unei vizite în Iordania. Acesta din urmă a cerut construirea unui al cincilea minaret și câteva reparații și extinderi ale clădirilor aflate pe muntele templului. Alex Selsky, fost consilier al lui Benjamin Netanyahu și membru al Consiliului Guvernatorilor Agenției Evreiești, spune pentru Israel National News că statul Israel nu trebuie să fie de acord cu construcții suplimentare iordaniene pe muntele templului și cu siguranță nu cu o construcție importantă, precum un al cincelea minaret. Arabii palestinieni vor interpreta acest gest ca pe o slăbiciune și aceasta va afecta de asemenea relațiile Israelului cu alte țări arabe sunite, în mod special Arabia Saudită. Minaretul este un turn înalt alipit de obicei unei moschei, amenajat în partea superioară cu un foișor sau cu un balcon, de unde preoții musulmani, muezinii, anunță ora rugăciunii și cheamă credincioșii la rugăciune. Comisia de Drept a Senatului francez a respins recent un proiect de lege care vizează consacrarea avortului în Constituție. Membrii comisiei au pus la îndoială impactul practic al unei astfel de mișcări, afirmând că, cităm, această constituționalizare este o idee falsă, nu va consolida eficacitatea dreptului la avort. Este a treia oară când Senatul Franței respinge un astfel de text. Potrivit lui Agnes Canaie, un senator republican, dacă legea ar fi adoptată, nu ar crește resursele financiare ale centrelor de planificare familială și nu ar fi îmbunătățit actul medical. Într-un interviu pentru Evangelical Focus, Frank Meyer, președintele Comitetului Protestant pentru Demnitatea Umană, a deplâns faptul că avortul a devenit o dogmă pentru majoritatea parlamentară. Parlamentarii francezi au o poziție foarte totalitară pentru protejarea avortului și nu permit nicio evaluare rezonabilă. El a avertizat de asemenea că ideea că avortul ar putea deveni o libertate fundamentală apărată de Constituția Franței ar fi o decizie serioasă care ar putea reduce la zero valoarea vieții umane prenatale și probabil a vieții în general. Bundestagul german, Parlamentul Federal, a refuzat propunerea de adoptare a Zilei Internaționale împotriva persecuției creștinilor. Moțiunea prezentată săptămâna trecută de Partidul Alternativa pentru Germania era ca guvernul federal să lupte împotriva persecuției mondiale a creștinilor, a discriminărilor și a altor forme de intimidare. Însă, potrivit revistei germane Promedien Magazin, propunerea nu a găsit sprijin din partea altor grupuri politice din Bundestag. Partidul Social Democrat a respins propunerea pentru că este produsul islamofobiei partidului AfD, care are o poziție dură împotriva imigrației. Pentru proiectul Zilei Internaționale împotriva persecuției creștinilor s-au folosit date din lista mondială a Open Doors a țărilor în care este cel mai periculos să fii creștin, dar aceste date nu au fost bine primite de unii parlamentari germani. Reprezentantul Verzilor a pus la îndoială cifrele raportului Open Doors ca fiind greșite. Social-democratul Falco Drossmann a mers chiar mai departe, numind Open Doors o organizație evanghelică fundamentalistă binecunoscută.